Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Mai avem o grozăvie de tablou. Am venit să montez niște corpuri de iluminat și afară. Nu mi-am dat seama care din asta e P-ul, că unul e P-ul, că e cu o singură aprindere. Avem un negru, un maro și un albastru. Unul e pe eu și trebuie să aflăm care. Și singura variantă prin care să aflu care e care este să caut în tablou. Să deconectez împământarea și să văd pe care nu mai am 230 în combinație cu faza. Și surpriză. Ia uite asta cum era lăsat aici. Legate cu bandă. Mă mir că a făcut de la o șină ștrap la cealaltă. Nu că i-ar fi strâns șurubul. Șina nu e prinsă nimic. Astea siguranțele. Nu există diferențial, nu există siguranță generală. Macaroane, ce să mă zic, de busbar. O să vedem când o să-l măsurăm și cât are împământarea. E dezastru, uitați-vă ce bat jocură. Și apartament nou, adică nici nu s-au mutat oamenii în el. Da. Acum rugămintea mea e să lăsați la comentarii părerile voastre dacă trebuie schimbat sau nu tabloul ăsta. Cu unul nou. Și o să vedem. Până una alta, ne vedem la filmulețul următor.